Sărbătorirea hramului va începe încă de miercuri seara, când în sobor de preoți se vor sluji, începând cu ora 18, vecernia, litia, prohodul Maicii Domnului, și se va face în conjurul bisericii. În ziua hramului de adormire a Maicii Domnului se vor sluji de la ora 9 utrenia, iar de la ora 10 sfânta liturghie în sobor de preoți.